dimineața de vreme, femeile în taină aleargă în grădină cu sufletul frânt, să-l plângă pe cel ce 3 zile în urmă a fost răstignit și închis în mormânt. Dar o voce de înger atunci le vorbește: veniți și vedeți că mormântul-i pustiu. Nu mai plângeți, cel căuta nu-i aici. Iisus e viu, a înviat dintre morți, precum a promis. Iadul nu a putut să-l țină închis. Trăiește, Domnul meu, și împreună cu el și eu voi trăi. M-a născut pentru cer când pe cruce muri. Trăiește azi și-n veci, a înviat dintre morți, precum a promis. Iadul nu a putut să-l țină închis. Trăiește, Domnul meu, și împreună cu el și eu voi trăi. M-a născut pentru cer când pe cruce muri. Trăiește azi și-n veci. De atunci peste viacuri răsună vestirea că Domnul Iisus dintre morți a înviat. L-a văzut și Maria și Simon și Toma când el cu iubire li s-a arătat. Și cu aceeași tărie eu astăzi pot spune că Domnul trăiește în mine, o știu. Îl simt zi de zi și azi voi vesti: Iisus e viu, a înviat din mormânt și s-a înălțat. Legăturile morții Domnul le-a sfărâmat. Și știu că vine o zi când în haine de slavă îl voi întâlni, pe acel ce pe cruce pentru mine muri. Căci el va reveni, a înviat din mormânt și s-a înălțat. Legăturile morții Domnul le-a sfărâmat. Și știu că vine o zi când în haine de slavă îl voi întâlni, pe acel ce pe cruce pentru mine muri. Căci el va reveni, el vine.